pentru seara aceasta minunată, pentru ce este de partea noastră și pentru că și-a dat putere și am putut ajunge în locul acesta. Am vrea să ne ridicăm pe picioare, voi citi un cuvânt din Tesalonicen, capitolul 1 cu versetul 5. Vă rog, fratele, să pună 1 Tesalonicen. Asta așa am urmărit, poate George, Dumnezeu să te întărească și Dumnezeu să vă dea puterea atâție cât fraților care sunteți aici prezenți în casa aceasta, să-L slujiți pe Dumnezeu din toată inima și să-L căutați pe Dumnezeu din toată inima, căci Domnul este bun. 1 Tesalonicen, capitolul 5, versetul 5 până la 10. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem mai nopții nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fiei zile, să fim treji. Să ne îmbrăcăm cu platoșa credincioșiei și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim pentru El. Amin. Ocupați locurile, Domnul să vă binecuvânteze. Este o cântare care noi o cântăm și se intitulează Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Dar nu pentru toți. O cântă unii oameni care încă mai au nădejde din Dumnezeu. Nădejdea noastră a credincioșilor de multe ori se împuținează. De multe ori rămânem fără nădejde. De multe ori suntem ca niște bărci așa plutind pe apă în stânga și în dreapta, fără o direcție. Sunt oameni care își pierd nădejde. Uitându-mă în ansamblu omenirii de pe Pământ la ora actuală, în secolul 21, când bântuie atâtea lucruri, oamenii își pierd nădejdea. Noi, ca oameni, ne pierdem nădejdea. Și de aceea, în seara aceasta, aș dori câteva cuvinte să vorbesc despre nădejde. Nădejdea copiilor lui Dumnezeu este atât de importantă. Dar dacă un om și-a pierdut nădejdea, el nu mai are putere de înaintat. Vi s-a întâmplat vreodată în viață să vă porniți într-un loc, să mergi o anumită distanță, să-ți vezi nădejdea și să te întorci înapoi. Să spui, eu știu, orică ai mașina slabă, orică nu mai ai putere, orică ți-ai pierdut oarecare încredere, te întorci înapoi, ți-ai pierdut nădejdea. Și mă uit în zilele noastre, în secolul 21, când adunările sunt goale. Te uiți la oameni, parcă nu mai au nădejde să vină în adunarea lui Dumnezeu și să-L laude pe Dumnezeu. Este atât de important să te întâlnești în casa Domnului. Referitor la Psalmul 133, spune că iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Aici de Domnul viața pentru veșnicie. Domnul aici toarnă un unde lemn pe capetele noastre ca să avem putere de înainte. Dacă nu vii la adunare să te întâlnești cu Dumnezeu și cu frații, să ceri de la Dumnezeu putere, să ceri de la Dumnezeu putere ca să nu-ți piardă nădejdea mântuirii, ești ratat. În vremea aceasta, în lumea aceasta care ne înconjoară, o lume atât de șubredă, o lume care nu te poate întâmpina cu un cuvânt puternic, prin de întrebări. Te întâlnești cu oamenii, te întreabă de lucrurile materiale, te întâlnești cu prieteni, cu familiari, care au zidit mai mult, care au câștigat mai mult sau mai puțin. Dar oameni care să te întâlnească, să spună cum stai cu Dumnezeu. Câte încredere mai ai în Dumnezeu? În seara aceasta am vrea să privim la cuvântul acesta care aici Apostolul Pavel ne îndeamnă și ne spune, dar noi care suntem fii ai zilei, și să ne ajute bunul Dumnezeu, să fim fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coiful nădejdei mântuirii. Doamne, dă-ne această nădejde. Amin, amin. Am vrea să privim trei aspecte, trei feluri de oameni, o categorie de oameni care sunt fără nădejde, o al doilea categorie de oameni care au o nădejde înșelătoare
Și la treilea categorie de oameni care au această nădejde a mântuirii, au această ancoră al credinței și sunt puțini. Priviți și dumneavoastră, sunt foarte puțini. Nu știu în localitatea aici unde sunteți voi, câți credincioși sunteți. Nu știu. Dar eu privesc în ansamblu, cum am spus mai devreme, trăim în secolul acesta atât de, să spun, un secol al vitezei. Când oamenii foarte puțin timp îl dedică pentru Dumnezeu și pentru a își îndrepta pașii spre casa Domnului să se întâlnească cu frații. Și dacă o fac, o fac pe fugă sau o fac din alte interese. Aici vedem o categorie de oameni care trebuie să aibă nădejdea mântuirii, să-L caute pe Dumnezeu. Fraților, noi suntem copii al lui Dumnezeu născuți la Golgota. Și când Domnul a înțeles că El este garantat, Dumnezeu a dat această garanție a mântuirii, pentru noi ar trebui să fie atât de ușor să-L slujim pe Dumnezeu. Să nu ne încurce nimic. Să nu te încurce nimic. Nici gândurile, nici lupta care se dă afară, nici balurile care bat în lumea aceasta. Să nu te împiedice nimic să-L cauți pe Dumnezeu, ci să ai mereu 24/24 această nădejde a mântuirii. Doamne ajută-ne! Referitor la Efeseni, capitolul 2, cu versetul 12, rog pe fratele să pui la computer, Cuvântul lui Dumnezeu ne înfățeșează o anumit un standard de oameni care nu au de-a face cu Biserica lui Dumnezeu. Cum de altfel și noi eram în trecut. Aduceți-vă aminte la trecut, ne spune nouă. Să vă aduceți-vă aminte și noi, și eu. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele, făgăduințe, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Astfel eram și noi, fără nădejde de Dumnezeu. Dar acum, cu durerea în suflet, vă spun, vedem oameni care stau în adunare sau care nu mai ajung la adunare, care și-au pierdut nădejdea. Oamenii care sunt în lume, n-au nădejde aceasta în Dumnezeu, nu au nădejdea mântuirii. Este o categorie de oameni care ei sunt fără nădejde. Dar uitați-vă în Cuvântul lui Dumnezeu că sunt o categorie de oameni care sunt în adunare. Mai ajung din când în când în adunare, dar ei sunt fără nădejde. Și în seara aceasta vreau să te întreb pe tine, mai ai această nădejde a mântuirii? Ne uităm la omul lui Dumnezeu, 1 Împărați, capitolul 19, versetul 9. Era un om al lui Dumnezeu pe nume Ilie. Era un om plin de putere. El pleacă de acolo, de undeva, de unde s-a rugat la Dumnezeu și a coborât Dumnezeu foc din cer. Prin glasul lui de om, a făcut Dumnezeu minuni minunate. Minuni nu le putem noi nici înțelege. Ne uităm în ansamblu ce minuni a făcut omul acesta și îl vedem pe omul lui Dumnezeu aruncându-se undeva într-o peșteră. Și vine Dumnezeu la el și îl întreabă, ce faci cu Ilie aici? De multe ori și noi, ca copii al lui Dumnezeu, călătorind în lumea aceasta, pierdându-ne nădejdea, ajungem undeva într-un loc și stăm și ne oprim. Fără nădejde. Și de multe ori, poate unii oameni te întreabă, măi, ce faci? Sunt bine. Dar uitați-vă că când se prezintă Dumnezeu în fața omului lui Dumnezeu, 1 Împărați, capitolul 19, versetul 9. Spune felul următor. Dacă ai găsit, frate. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu, Ilie? Ce faci aici, Ilie? El a răspuns. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu oștilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabie pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Un om al lui Dumnezeu care și-a pierdut nădejde. În momentul acesta, acest om pe nume Ilie, el a fost un om în trecut plin de putere și de nădejde. Dar ajunge într-un moment, într-un standard, când se aruncă într-o peșteră. Doar pe noaptea aceea vine Domnul la el și întreabă, Ilie, ce faci tu aici? Îl vedem că este un om lipsit. Aș vrea să mor, aș vrea să termin cu pământul acesta. Cu alte cuvinte, m-am săturat. Și Domnul îi spune Ilie, vreau să stau de vorbă cu tine. Ieși afară din peștera în care ai intrat. Eu vreau astăzi acum să stau de vorbă cu tine.
Sunt oameni care intră într-o peșteră de deznădejde. Această peșteră poate să fie intitulată peșteră al necredinței, al deznădejdei. Ți-ai pierdut nădejdea în oarecare mod. Poate n-ai fost apreciat îndeajuns. Poate nu ți-ai atins încă scopul și intri într-o peșteră care numai tu singur simți că stai într-o peșteră. Oamenii nu pot să te vadă dacă tu ești într-o peșteră. Și Domnul se oprește în dreptul tău și te întreabă: Ionică, Vasile, ce faci tu aici? Și tu poate de multe ori poți să spui, să ridici glasul și spui: Doamne, să știi că de atâția ani te slujesc. Dar am ajuns într-un moment. Mi-am pierdut nădejdea. Omul acesta era lipsit de nădejde. El nu mai avea nădejde. Ne uităm la omul acesta, după ce a stat de vorbă omul, Dumnezeu cu omul acesta, i-a spus: Ilie, mai am de lucru cu tine. Ilie, nu ești singur, mai am oameni care nu s-au plecat și nu s-au închinat. El credea că era singur. Vedeți voi când se întâmplă lumea aceasta în care trăim, cum era cu vaccinul sau cu alte situații, oamenii aleargă și nu mai știu ce să facă. Nu mai știu cum să-și salveze pielea. Dar Domnul este autorul tuturor lucrurilor. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să te îndemn. Nu-ți pierde nădejdea. Chiar dacă fuge Izabela după tine să te omoare, nu-ți pierde nădejdea. Rămâi acolo și cheamă pe Domnul și spune: Doamne, sunt gata să-mi pierd nădejdea. Vino în ajutorul meu. Pentru că Dumnezeu a venit în ajutorul lui Ilie și a zis: Ilie, vreau să stau de vorbă cu tine. Dar ieși afară din peșteră. A stat de vorbă cumva Dumnezeu cu Ilie, a spus: Ilie, rămâi acolo, tu ești deznădăjduit, nu mai ai putere, tu rămâi acolo, eu am să-ți vorbesc și tu răspunde. De acolo de unde ești? Nu! Dumnezeu i-a spus: Ilie, vino afară din peșteră. De aceea omul este chemat să iasă din peștera necredinței, din peștera disperării. Și cu în secolul 21, atâția oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu ajung să fie deznădăjduiți de viață. Și te uiți la el și spui: m-am săturat de viață. Ei, acesta este o închisoare al vrăjmașului. Îl prinde pe om și în deznădejde aceasta și îl aruncă într-o peșteră. Îl vedem pe la adunare sau poate nu mai vin la adunare. Dar el este închis într-o peșteră. Și ne rugăm Bunului Dumnezeu, noi care suntem aici copilașilor, voi care sunteți prezenți aici și voi mamelor, părinților, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Se întâmplă să ne pierdem nădejdea. Vedea Apostolul Pavel, referitor la Faptele Apostolului, capitolul 27, venea dintr-o călătorie și s-a pornit un vânt puternic împotriva lor și omul acesta, scrie Luca, care ne relatează cuvântul acesta, spune în versetul, dacă nu greșesc, Faptele Apostolului, capitolul 20, versetul 20, 27 cu 20. Îl vedem pe omul lui Dumnezeu, Pavel, cu Luca, care erau împreună. Omul acesta, Luca, care a văzut puterea lui Dumnezeu de multe ori, el spune în fermător, căci, versetul 20, 27 cu 20, 27 cu versetul 20. Se întâmplă și la Duhetanie și se întâmplă la mine, și la mine, să știți, se poate întâmpla. El spune în felul următor, soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile. Și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Sunt oameni care își pierd nădejde. Te uiți așa în orizont și spui: măi, nu mai este nicio scăpare. Omul acesta, Luca, care scria, era alături de Pavel. El privea în ansamblu al situației în care trecea și a zis: pentru noi. Nu știu dacă i-a spus lui Pavel. Nu știu dacă s-a înfățeșat înainte omului Dumnezeu. Dar el a spus: mi s-a dus orice nădejde de scăpare. Și vreau să vă spun și veți citi acasă că niciunul nu s-au pierdut din 170-180 de oameni care erau în locul acela, în barca aceea. Când s-a ridicat Pavel în picioare și le-a spus oamenilor: ascultați-mă acum, deci nu este prea târziu. Și când s-a ridicat omul lui Dumnezeu, a simțit oamenii aceștia puterea care venea prin omul acesta. De aceea atât de important. Dacă treci printr-o anumită situație, să-ți pierzi nădejdea. Poate de-a dus în eroare unele persoane, fie creștini, fie necreștini. Poate ajungi într-o situație să spui: măi, mi-a spus o soră, frate Ionică, cred că prea repede am făcut pasul acesta. Eu cred că am greșit. Trebuia să mai aștept. Iată-ne că ne ducem într-o situație când omul care are suflare de viață și care trăiește în trupul acesta,
poți să-ți pierzi nădejde. Dar tu în momentul acela trebuie să-L chemi pe Dumnezeu, căci El poate să-ți redea din nou această nădejde. Erau unii ucenici, și te rog să pui Luca, capitolul 24, cu versetul 13, care spune în felul următor. Erau doi ucenici care călătoreau ca noi de multe ori. Și ei spuneau în felul următor. Luca, capitolul 24, cu versetul 13, începe de aici lucrarea aceasta atât de minunată. Doi ucenici care călătoreau pe drumul Emausului au fost de față și au văzut lucrările care a făcut Iisus Hristos Mântuitor. A văzut lucrări extraordinare de puternice și în momentul acela, după ce fusese răstignit Domnul Iisus și după ce a plecat, s-a ridicat de pe pământul acesta, el, oamenii aceștia călătoreau pe drumul Emausului și discutau. Noi ne-am pus nădejdea. Oamenii aceștia erau oameni care le-au cunoscut pe Iisus, dar erau fără nădejde. Ei spuneau între ei, nu ne-am pus noi nădejdea în acest Iisus. Așteptau să fie un împărat pe pământul acesta. Și dintr-o dată Domnul Iisus se prezintă prin Duhul lângă ei. Și îi întreabă Domnul Iisus, despre ce vorbiți voi? Erau doi ucenici, doi oameni care erau fără nădejde. De aceea, în seara aceasta, vrem să ne uităm la lucrul acesta, uitându-ne în lucrarea aceasta atât de minunată, poți și poți să ajung om să pierd nădejdea. Dar vreau să vă spun, în momentul când ți-ai pierdut nădejdea, cheamă-L pe Iisus că El poți să-ți dea din nou nădejdea. Al doilea tipologie de oameni și al doilea tip de oameni sunt oamenii care trăiesc o nădejde înșelătoare. Și aș vrea să mă duc la Ieremia, capitolul 7, cu versetul 2, 3 și 4, care spune în felul următor. O să vedeți o categorie de oameni care trăiesc într-o nădejde înșelătoare. Trăiesc într-o nădejde înșelătoare. Sunt unii creștini care spun, e bine și așa. Am primit botezul în apă, am fost, l-am cunoscut pe Dumnezeu, eu voi ajunge mântuit. Sunt alte confesiuni care spune, chiar dacă tu mori, chiar dacă un om a plecat la cele veșnice și nu s-a împăcat cu Dumnezeu, poate altcineva cine rămâne pe pământ să meargă să plătească, cum fac ortodoxii, de câte am înțeles, sau catolicii care spun că este o zonă a purgatoriului, care ei trebuie să se roage, să plătească și de acolo vor fi luați și vor fi transformați. Eu vreau să vă spun că este erezie. În momentul când omul trăiește o nădejde înșelătoare, când eu știu că trebuie să mă pregătesc să-L aștept pe Dumnezeu, când eu știu că trebuie să fiu cu viața pusă rânduială, când eu știu că trebuie să fiu un om al păcii, al dragostei, al bucuriei, eu trebuie să trăiesc așa după porunca lui Dumnezeu, când eu calc toate legile acestea în picioare, le dau deoparte și trăiesc cum vreau eu și spun eu, l-aștept pe Dumnezeu, eu vreau să spun că trăiești o nădejde înșelătoare. Și omul lui Dumnezeu vine și spune așa. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând două puncte. Acesta este templul Domnului. Templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți fi, veți înfărtui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfani și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră. Uitați-vă o categorie de oameni care spuneau templul Domnului, templul Domnului. Și dacă ne ducem în Ezechiel, capitolul 8, acolo vedem unii oameni, 24 de bătrâni care erau chemați la templu și stăteau cu fundul întoși. Erau cu spatele, erau o grozăvie, trăiau o grozăvie și spuneau, Dumnezeu ne-a uitat. Dumnezeu nu mai privește asupra noastră. Era o categorie de oameni care trăiau într-un mod absurd. Și în capitolul 9 din Ezechiel vedem judecata lui Dumnezeu, că vine Dumnezeu și face judecată cu acești oameni. Și Îngerul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși a dat poruncă Îngerului să intre, să nimicească, dar au zis așa, începe mai întâi de unde? Din templul Domnului. Dar nu înainte ca să se ridice slava Domnului. Omul lui Dumnezeu
Dumnezeu spune că mă uitam și am văzut cum s-a ridicat slava Domnului și după ce s-a ridicat slava Domnului, dar bine a intrat omul acela îmbrăcat într-o veșmânt alb cu calimare la brâu și Dumnezeu i-a spus așa, intră și fă un semn pe fruntea tuturor celor care gem în templul cel sfânt, tuturor celor care gem pentru legile mele. Și a intrat omul acesta, a făcut un semn pe fruntea celor care gemeau și în urmă a intrat acei bărbați cu sabia în mână și a început să nimicească oamenii aceia. Erau niște tineri care erau cu fața la soare și se închinau soarelui. Erau oameni aceștia, bătrâni aceștia care făceau urcii în locul acela. Gândeau la anumite situații de necuprins. Și stau și mă gândesc, cum putem noi trăi într-o nădejde înșelătoare? Într-o nădejde. Te gândești astăzi, în secolul 21, am întâlnit cu o soră aici care a spus așa, de unde ești? Din Iaslovăț. Măi, dacă ești din Iaslovăț, acolo este fruntea sau nu știu cum am. Acolo este cumva extraordinar lucrurile mândriei. Și vreau să vă recunosc. Sunt unele adunări, sunt unele localități care oamenii credincioși, care ar trebui să fie oameni al nădejdei mântuirii, să-L aștepte pe Dumnezeu, ei așteaptă altceva. Ei se încurcă cu alte lucruri, pentru că și-au pierdut nădejdea mântuirii, și-au pus încrederea în lucrurile materiale, s-au pus încrederea în lucrurile pământești și ei nu mai au nădejdea mântuirii. E atât de important ca eu și tu să avem o nădejde sfântă, curată, nu o nădejde înșelătoare. Eu vreau să vă spun un lucru. Sunt oameni care nu pot să dea mână de pace cu fratele lui. Sunt oameni care trăiesc în adunări, dar ei trăiesc o nădejde înșelătoare. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Cine spune că mă iubește și îl urește pe fratele lui, ce este? Un ucigaș. Un ucigaș. Și te întâlnești cu oameni care nu pot să-și iubească semenul. Nu mai încap de la anumite situații în adunări. Și îi spun că pleacă. Vă spun cu rușine, dar vă spun lucrul acesta. În localitatea mea, în Iaslovăț, s-a întâmplat ca un om bătrân de 92 de ani, 93 de ani, să pună foc copilului la casă. Nu s-au înțeles la unii situații, la pământ, la... Și-au pus foc. Și după câteva duminici, sau mă rog, sau chiar în duminica următoare, s-au dus la adunare împreună. Și copilul și tata. Unul s-a pus într-o zonă, altul s-a pus într-o altă zonă. Eu vreau să vă spun că acești oameni care fac astfel de gesturi trăiesc o nădejde înșelătoare. Dacă tu știi că trebuie să fii pregătit, dacă tu știi că trebuie să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău, ca pe tine însuți, și dacă tu trăiești într-o anumită zonă a răutății și tu nu poți să privești cu ochii pe unii oameni, ce fel de nădejde te însuțește? O nădejde înșelătoare. Doamne, ferește! Doamne, ajută-ne să fim oameni plini de nădejde vie. Nădejdea reală, o nădejde adevărată. Ne ducem la 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, 4 și 5. Care spune în felul următor. Aici am vrut să mai citesc din altă parte, tot din Vechiul Legământ, având în vedere nădejdea înșelătoare, dar având în vedere că timpul este înaintat, aș vrea să mă uit la câteva aspecte despre nădejdea reală. Nădejdea adevărată, care copiii lui Dumnezeu trebuie să-și pună în mintea lor și în inima lor această nădejde la care Dumnezeu ne-a chemat. Doamne ajută-ne! Doamne, dă-ne putere și ajută-ne să putem să avem în noi nădejde aceasta. Chiar dacă te-ar lovi un frate, chiar dacă te-ar desconsidera un pluton de oameni, chiar dacă te-ar desconsidera cetatea aceasta, chiar dacă te-ar desconsidera țara aceasta, nu-ți pierde nădejdea Dumnezeu. Tu ai făcut un contract prin botezul cu apă cu Dumnezeu, care El s-a angajat că va fi cu tine până la sfârșitul vieții. Dar tu și eu nu trebuie să ne pierdem nădejdea. Doamne, ajută-ne! Binecuvântat să fie 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, vedeți? O îndurare mare a avut Dumnezeu față de noi și încă o are. Slăvească-i să numele. Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde cum? Vie. Vie. Și ar trebui această nădejde vie să te însoțească și să mă însoțească. Să mă însoțească. Doamne ajută-ne. O nădejde vie. Deci vedem că este o nădejde vie.
Nu o nădejde moartă mi-a pierdut încrederea. Te întâlnești cu oameni, ce spui, frate? Nu mai știu ce să spun. Te întâlnești cu un om, ce spui, frate? Dau slavă Domnului. Este bine. Chiar dacă vântul bate, chiar dacă uraganul se ridică împotriva creștinilor, împotriva omenirii pe pământ, tu știi că ești un copil salvat la Golgota de Iisus Hristos și tu trebuie să ai nădejde această vie. Și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi, adică pentru cei care au o nădejde vie. Ca să ajungi la această cunună și să ajungi acolo, tu trebuie să fii un om cu o nădejde vie. Nu vestejită, Doamne ajută-ne! Versetul 5, care este de o mare trăsătură, de o mare importanță, voi sunteți păziți oricât de puternic ar fi vântul. Domnul Dumnezeu îl păzea pe Ilie, le-a lăsat să intre în peșteră, să uita ochiul Domnului peste el. Le-a lăsat peste noapte. A doua zi vine Dumnezeu la Ilie și spune, ce faci tu, Ilie, aici? Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Doamne, slăvească-se numele. Evrei, capitolul 6, citim câteva versete, e cel mai important versetul 9. Dar putem să mai citim câteva versete care ne spune lucruri atât de importante. Evrei, capitolul 6, spune pe nouă tot. Măcar că vorbim astfel, preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Doamne, ajută-ne! Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe Sfinți. Doamne, ajută-ne! Și Doamne, binecuvântează! M-am gândit la localitatea aceasta voastră. Am văzut pe sora aceea, înaintea de vârstă, când am venit, stăteam afară, mi-a sunat telefonul și mă uitam la ea cum venea la casa Domnului. E un lucru atât de minunat. La anii dumneiei, care nu știu câți ani are, Dumnezeu s-o binecuvânteze, să nu sperzi nădejde. Să știi că ce aici, în casa Domnului, să mai adună oameni. Să ai această atitudine și această credință în tine. Să te duci la casa Domnului. Să-ți mai vorbească Dumnezeu. Să mai stai de vorbă cu Dumnezeu, căci acolo dă viața pentru veșnicie. Nu la câmp. Nu la prăvălie. Nu la piață. Aici, referitor la Psalmul 133, aici dă Domnul viața pentru veșnicie. Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem încrederea aceasta. Romani, capitolul 5, cu versetul 5, care spune felul următor. Însă nădejdea aceasta nu înșeală. Deci dacă ai nădejdea mântuirii, dacă ai nădejdea salvării și o nădejde vie, această nădejde nu înșeală. Te poate înșela un om, te poate înșela o cetate, te poate înșela un stat, dar nădejdea lui Dumnezeu nu înșeală. De aceea vă rog și vă implor, puneți-vă încredere în Dumnezeu și în nădejdea aceasta mântuirii. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Dar ce se întâmplă cu oamenii care nu mai au nădejde mântuirii? Ce se întâmplă cu oamenii care trăiesc o nădejde falsă, o nădejde fără această putere a lui Dumnezeu? Sunt oameni care și-au pierdut nădejdea. Doamne, nu ne lăsa, dă-ne puterea aceasta să putem să ajungem unde ne-am pornit. Amin. Vă salut cu un psalm, cu un verset din Biblie care se găsește la 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10, și aș vrea pentru dumneavoastră să fie ca o ancoră a credinței. Așa după cum spuneam mai devreme, ne-am făcut de-a face cu Dumnezeu care are putere în cer și pe pământ. De aceea, copiilor, tinilor și a voi care sunteți înaintați în vârstă, nu vă pierdeți nădejdea. Rugați-vă pe Dumnezeu să fie cu voi până la sfârșitul vieții voastre de acest pământ. Am văzut oameni înaintați în vârstă care și-au pierdut nădejdea. Am văzut oameni în vârstă care nu mai au nicio nădejde. Și am zis, Doamne, de ce? Pentru că au fost oameni care au intrat în zone, în unele pește, și nu au mai acceptat nicio fel de cuvânt ca să fie scoși afară și ca să iasă din nou afară să caute pe Dumnezeu. Încă o dată vreau să vă spun, dacă
ți se întâmplă sau ți s-a întâmplat până acum în viață, să ajungi într-o zonă unde te simți că ești într-o peșteră, unde simți că ai intrat într-o zonă și nu mai poți să simți puterea lui Dumnezeu, ieși afară din zona aceea, te cheamă Dumnezeu să ieși afară și cheamă pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine. Dar, atenție, cum n-a vorbit Dumnezeu cu Ilie când era în peșteră, nici cu tine nu va sta de vorbă dacă vei fi într-o peșteră. Poți să fie peștera răutății, poți să fie peștera indiferenței, poți să fie peștera mândriei. Sunt multe peșteri. Dacă ai intrat într-o peșteră de aceea, peșterea că nu mai încapi în biserică, vrei să ajungi la anumit comun și n-ai ajuns, și te retragi așa și intri într-o peșteră și privești de acolo, Domnul în seara aceasta spune, ieși afară din peștera aceasta, vreau să stau de vorbă și vreau să spun că vreau să-ți dau o nădejde vie. Amin. Și atunci când vei avea această nădejde vie, tu vei putea să-L aștepți pe acest Iisus. Uitați-vă ce spune versetul acesta, un salut, care vreau să vi-l aduc din partea Bisericii Sfântă Trinii de la Roma, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Va veni o mânie peste pământul acesta. Dar dacă tu vei fi un om și cu o nădejde vie, cu o nădejde încrezătoare în Iisus Hristos, acest Iisus te va salva.